Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în taur. Să vedem despre ce este vorba, pentru că luna aprilie este una de mare impact pentru toată lumea. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici, vă urez o lună minunată să aveți în continuare, iar pentru cei care sunteți noi, dacă considerați că acest gen de mesaje vă sunt pe plac și vă ajută în viețile voastre, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a vedea și alte clipuri pe care le voi posta în viitor. În primul rând, pe 2 aprilie, Mercur își începe perioada de retrogradare în semnul berbecului în casa voastră a 12-a. Această casă are legătură cu izolarea, cu solitudinea. Este o casă foarte spirituală și vizează mentalul colectiv. Mercur este planeta intelectului și a gândirii și în acest context taie contactul cu mentalul colectiv pentru a vă oferi vouă indicații și informații despre propria voastră persoană și despre sufletul vostru. În această perioadă de retrogradare, Mercur ne îndreaptă către trezire spirituală și către reamintire. Cine suntem noi, de unde venim? Ce facem noi în această viață? Pot fi lucruri, proiecte secrete la care voi ați lucrat în această perioadă sau cu o lună înainte, pentru care acum mai este nevoie de o ultimă revizie. Pentru alții dintre voi este un moment în care să încetați cu lucrurile pe care le făceați în mod normal și să vă reorientați atenția către propria voastră rană, către propria voastră suferință pentru a o alchimiza, pentru vindecare. Pentru că aici Mercur va face metaforic câțiva pași înapoi pentru a face conjuncție cu nodul nord, cu Chiron, care este rana eternului rănit, deci ceva din ceea ce se petrece în lumea întreagă vă poate viza și pe voi în mod normal sau vă pune puțin într-o perioadă de stand-by, astfel încât voi să priviți ca un observator către exterior și să înțelegeți mai bine lucrurile care au loc în viața voastră. Pe 5 aprilie, Venus, planeta iubirii, zeița frumuseții, vine și ea aici în casa a 12-a. Este o energie magnetică. După cum bine știm, Venus are legătură cu banii lichizi, cu iubirea, cu stima de sine. Și atrage. Atrage aici foarte multă energie, la nivel de subconștient, la nivel de izolare, să înțelegeți de ce vă simțiți cumva ciudat, poate în această perioadă. Ce simțiți voi că nu funcționează? Sunt sentimente, sunt trăiri care vă apasă și nu le puteți identifica. Pentru unii dintre voi s-ar putea să se oprească comunicarea, dacă aveți vreo idilă secretă în această perioadă, tocmai pentru ca voi să reflectați foarte bine la aceste lucruri, să vedeți dacă vă mai doriți și de acum înainte să rămâneți în această ipostază secretă sau nu. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie cineva, vreun admirator secret, care acum să planifice cum să-și dezvăluie identitatea și ceea ce simte pentru voi. Mai departe, pe 8 aprilie avem parte de eclipsa de soare din berbec, care pentru voi are loc tot aici în casa a 12-a. Este ca și când se aprinde nu un reflector, ci o duzină, toate deodată, în subconștientul vostru. O sclipire de moment se petrece aici. Sunt noi începuturi, pentru că este o lună nouă, noi începuturi la care acum vă gândiți. Ceva ce înainte nici nu visați vă vine acum în minte sau dintr-o dată aveți parte de o trezire la realitate, de o gură de aer proaspăt, vă întrebați ce căutați aici și alături de cine vă doriți să fiți. Berbecul înseamnă a fi, înseamnă eu, fără compromisuri. Unde m-am lăsat pe mine pentru ceilalți? Ce-mi doresc eu în această viață să fac? Pentru că în martie am avut parte de eclipsa de lună din balanță care a făcut conjuncție cu nodul sud. Adică, karma mea. De ce s-au tot întâmplat niște lucruri pentru mine până acum? Acum le pot înțelege. Această eclipsă vă duce către o nouă rută, către o nouă viață. Trebuie doar să vă deschideți voi sufletul și să primiți mesajele de la acesta. Această casă, acest sector din viața voastră are legătură cu conștiința înaltă, cu eul vostru supraconștient, care acum vă atrage atenția. Știți cum face o lanternă, flash-uri de lumină? Exact așa se va întâmpla eclipsa pentru voi. Este o stare, este o stare pe care nu o puteți identifica, dar care vă arată cine sunteți voi cu adevărat. Pot aici să iasă la suprafață chestiuni legate de trecutul vostru, de familia voastră, sunt chestiuni legate de spiritualitate, sunt chestiuni legate de mentor, sunt vise pe care poate le aveți, intuiția voastră care vă spune ceva și până acum ați tot ignorat această voce interioară care v-a șoptit ce să faceți.
Eclipsa de soare vă oferă șansa. Este acum ori niciodată. Să vă înlăturați fricile, să eliminați energia negativă din viața voastră, să faceți ceva bun și măreț pentru voi, pentru a putea fi cine v-ați născut să fiți. Noi suntem spirit în materie și această eclipsă vă poate ajuta să înțelegeți la un nivel foarte profund aceste lucruri. Mai departe, pe 19 aprilie, soarele se mută în semnul vostru pe casa întâi în Taur. Și prindeți curaj. Este ca și când pământul se stabilizează sub picioarele voastre. Veți păși cumva timizi, dar siguri pe voi, pentru că energia vă ajută și vă susține. Casa întâi vizează propria noastră persoană. Dorința noastră, modalitatea în care ne văd ceilalți de aproape. Este un semn al confortului, este semnul care ne vorbește despre bani, siguranță, iubire de sine și... Soarele aici vine cu vitalitate. Fă pași mici, siguri, cum vrei tu, dar fă-i înainte către ceea ce dorești, către ceea ce poftești, pentru că urmează surprize, daruri sau evenimente neașteptate care te pot ajuta pe tine să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Mai departe, la două zile după, pe 21 aprilie, avem parte de conjuncția dintre Uranus și Jupiter aici în Taur. Cu această energie nu ne mai întâlnim în această viață, în consecință este bine să fim atenți în preajma acestor zile la ce simțim și ce se întâmplă în viețile noastre. Jupiter este planeta expansiunii, are legătură cu străinătatea, cu chestiuni internaționale, cu lege, cu înțelepciune. În timp ce Uranus se ocupă de inovație, revelație, doboară tot ceea ce este vechi în viețile noastre. Ceva foarte avangardist se poate petrece aici pentru voi. Pentru unii dintre voi fie descoperiți dintr-o dată că poate ați acumulat kilograme în plus, alții dintre voi veți avea o senzație puternică să vă schimbați viața. Total, complet. Să vă mutați, să plecați, să vă schimbați identitatea. Poate fi această energie și una de genul de acum înainte te schimbi, vei fi altcineva. Pentru că poate primești o cerere în căsătorie dintr-o dată, o surpriză la care nu te așteptai. Poate fi o nevoie de a vă schimba traiectoria, serviciul, tot ce ține de viața voastră. Pentru alții dintre voi poate fi o chestiune legată de sănătate, să aveți parte de o revelație acum că aveți nevoie să acordați mai multă grijă sănătății și corpului fizic. Este abundență, este expansiune, este ceva ce vă ajută pe voi să ieșiți din cocon, din carapace, să ieșiți în lumină și să faceți ceea ce trebuie să faceți, pentru că toți ne-am născut cu o misiune în această viață. Pe 24 aprilie avem parte de luna plină din Scorpion, din casa a șaptea a relațiilor conștiente 1-1, cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri, cu toți cei care vă sunt clienți, dacă sunteți antreprenori, cu buni prieteni. O lună plină vine cu finalitate. Iar Scorpionul este semnul alchimiei, semnul regenerării, al transformării, moarte și renaștere. În casa a șaptea a relațiilor, aici ceva se încheie. Fie trec la un alt nivel, acum, alături de persoana dragă mie, mă cere în căsătorie. Fie încetez o relație odată și pentru totdeauna, pentru că această lună plină poate veni și cu un divorț. Această casă vorbește despre contractele noastre deja semnate. Pentru alții dintre voi este o ruptură amiabilă, este o nevoie de a pleca dintr-un loc al lume și de a înființa altceva. Vorbim despre o entitate juridică, despre o separare la nivel juridic de foștii parteneri de afaceri. O lună plină aici vine și cu regenerare, pentru că doar așa putem face un pas înainte, doar așa putem ieși din zona de confort. Este axa fizică-metafizică în care ceva la nivel financiar se poate transforma de asemenea. Dacă până acum nu erați pe cont propriu, acum puteți fi la nivel financiar. Dacă până acum depindeați de cineva, de acum înainte nu va mai fi nevoie să depindeți și acest lucru se poate întâmpla. Pe 25 aprilie, Mercur își reia mersul direct. Este ca și când vă oferă concluzia. Bun, te-ai uitat la film, care sunt punctele și subpunctele principale? Ce ai înțeles din această lună? Pentru că acum îți poți pune planurile în aplicare. Pentru unii dintre voi este o conexiune care v-a apăsat. Este gândul la cineva din trecut care vă ține în loc. Și în această lună, acea conexiune poate fi tăiată prin propria voastră voință și intenție, astfel încât voi să aveți parte de progres și de inovație, pentru că altcineva nou poate intra în viața voastră. Pentru alții dintre voi, poate fi ok, acum m-am hotărât ce vreau să fac. Până acum,
Am stat în această perioadă de incertitudine, în această stare de confuzie și de acum m-am hotărât. Această lună vine cu confirmări și decizii foarte ferme pentru voi. Și nu în ultimul rând, pe 30 aprilie, Marte, planeta acțiunii, intră aici în casa a 12-a în Berbec. Acum ori niciodată. Este momentul. Asta va fi tema pentru voi în luna aprilie. Este momentul. Lucrurile la care v-ați gândit, planurile pe care le-ați avut, ideile care nu v-au dat pace până acum, toate au ajuns în acest punct în care a venit timpul. Este momentul să faceți ceea ce este mai bine pentru voi, dar conștienți la fiecare pas și de fiecare pas pe care îl faceți. Să vedem mai departe. Avem parenting, să fim părinți, și carieră spirituală. Poate nu este întocmai o carieră spirituală, dar poate fi vorba despre energia casei a 12-a, care este una spirituală foarte profundă. Este contactul cu euul vostru supraconștient, care vă ghidează pașii în această lună să vă schimbe viața. Este o schimbare de viață majoră aici, evident, dacă îi permiteți, pentru că această energie, dacă nu, rămâne la nivel de predispoziție și lucrurile vor continua să fie pentru voi în această viață neschimbate. Nu veți înțelege ce se petrece în jurul vostru, dar dacă luați această hotărâre de schimbare radicală, lucrurile se vor petrece pentru voi, întrucât intenția voastră va sta la bază. Vorbim aici despre ceva ce are legătură cu copilul vostru sau este vorba despre copilul interior din voi. Sau poate are legătură cu pântecul mamei, cu karma de neam, ceva ce se încheie în această lună pentru voi. Niște conștientizări majore care vă ajută pe voi să vă vindecați și să vă recăpătați independența, autonomia, să nu mai depindeți de cineva, poate părinții voștri se mută de acasă sau poate acolo se petrece ceva care vă zguduie, vă surprinde, să spunem, și veți fi nevoiți de acum înainte să fiți independenți într-o oarecare măsură. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre copiii voștri care veți vedea că au această înclinație spirituală, întrucât lumea din jurul nostru se schimbă, iar copiii noștri sunt puternici, sunt suflete înțelepte care ajută la nivel de umanitate în aceste vremuri pe care le trăim. Mai departe avem magia focului. Toată casa a 12-a strigă către voi, către progres, și vă îndeamnă să vă schimbați completamente viețile, să lăsați poate unii dintre voi mai în urmă planul material și să vă orientați mai mult către suflet, către voi, către sănătate, către corpul fizic, către a trăi într-un stil de viață armonios, pentru că altminter stresul vă poate dăuna grav sănătății. Să îți urmezi visurile. Da, visurile noastre se regăsesc în casa 11-a, iar visele în casa a 12-a. Ce-mi doresc eu cu adevărat? Visurile voastre sunt profund ghidate în acest moment de Neptun și de Saturn, care se regăsesc acolo în Pești și care vă spun, dacă nu-i solid, dacă nu-i solid, dacă nu-i concret, dacă nu-i palpabil, nu rezistă, nu-ți mai pierde energie vitală. Alături de niște oameni pe care tu vrei să-i convingi de niște lucruri anume, pentru că nu sunt pregătiți pentru asta. Sau ce vrei să faci cu viitorul tău, pentru că degeaba ții tu aici de tradiții, dacă tradițiile acestea s-au învechit, sau de acest stil de viață, pentru că acest stil de viață nu-ți mai este benefic. Este timpul pentru progres, aliniază-te la ce se întâmplă în jurul tău, pentru a fi fericit și sănătos, nu în ultimul rând sănătos. Flashback. V-am spus de lanternă cum se face, cum face lumina acolo în subconștientul vostru. Vorbim aici despre gândul la niște persoane din trecut, despre gândul la niște evenimente din trecut care v-au marcat profund, dar aceste lucruri se petrec în subconștientul vostru fără ca voi să fiți conștienți, fără ca voi să știți că acționați în umbra unor evenimente apuse încă din copilărie, încă de când ne-am format într-un cadru, într-un mediu. Vorbim aici despre chestiuni care poate au legătură cu un fost serviciu, chestiuni care poate au legătură cu un fost loc de muncă sau cu o veche activitate, cu ceva ce ține de o activitate profesională. Este o schimbare de carieră pentru unii dintre voi foarte puternic aici. Este nevoie să vă reevaluați planurile de viitor, pentru că ceva din ceea ce faceți acum necesită schimbare, nu este pe deplin sustenabil și este momentul potrivit
aici și acum să produceți această schimbare. Să vedem la nivel de relații, pentru Taur ce aduce energia, îndrăgostiții, alegeri, la nivel de plan material, 8 de bâte, progres, lucruri rapide și la nivel de plan emoțional, 9 de spade. Aceasta este casa voastră a 12-a, dar și propriile voastre credințe care vă întunecă acum rațiunea. La nivel de relații, avem îndrăgostiții pentru cei care sunteți singuri. Sunteți în fața unui început, puteți cunoaște pe cineva, dar aici există o provocare la nivel de paternitate, de maternitate. Voi, cumva, nu vă vedeți părinți sau poate voi sunteți părinți și nu puteți face un pas înainte pentru că aveți senzația că nimeni nu vă va mai iubi niciodată pentru că aveți copii sau nu știți cum ați putea să vă împărțiți între cineva care intră nou în viața voastră și copiii voștri. Este o chestiune de suflet. Dacă trebuie să se întâmple, se întâmplă și lucrurile se aliniază ușor. Pentru alții dintre voi este o alegere. Ceva ce s-a întâmplat în copilăria voastră v-a format și doar voi aici vă îndoiți de posibilitatea de a fi fericiți și într-o relație în această viață și în această lună puteți conștientiza, vă puteți vindeca această rană ancestrală, transgenerațională. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre parenting, despre atenție pe copii, despre acțiuni care au legătură cu copiii voștri, ceva ce se întâmplă aici cu copiii voștri s-ar putea să vă dea un pic peste cap în această lună, poate fi o chestiune legată de sănătatea lor sau poate fi o apăsare la nivel de suflet care are legătură cu copiii voștri pentru că voi sunteți în permanență ocupați cu serviciul și unii dintre voi s-ar putea să luați o hotărâre majoră în viața voastră care implică o mutare, o relocare, un nou serviciu de dragul copiilor pentru că deveniți conștienți de faptul că ei au nevoie de voi mai mult ca oricând. Pentru alții dintre voi este o energie liniștită, este o energie prin care prindeți încredere să faceți lucruri bune în această lună. Este o lună de progres, este o lună în care și voi și partenerii voștri de viață vă dezvoltați. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie faptul că în sfârșit sunteți independenți pe propriile voastre picioare la nivel financiar și aveți curaj acum să vă separați, să ieșiți dintr-o relație veche, toxică, care nu vă mai ajută, nu vă mai servește. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este vorba despre posibil o veche relație de la locul de muncă sau este vorba despre o pasiune mai veche care acum poate reapărea, poate reieși la suprafață, dar pentru a fi înțeleasă, pentru a fi alchimizată. Avem steaua. Pentru cei care sunteți singuri, vi se arată calea către un deznodământ fericit în viața voastră. Pașii vă sunt ghidați către o relație. Cineva își găsește drumul către voi. Poate un fost coleg de serviciu, o fostă colegă de serviciu, căreia sau căruia i-a rămas gândul la voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, steaua. Aici este o chestie de destin, este o chestie de predestinare, este ceva profund care se întâmplă pentru voi. Fie vă dorea să deveniți părinți și în această lună, printr-un stil de viață foarte spiritual, prin liniște la nivel de suflet, prin eliminarea stresului, veți reuși să deveniți părinți. Pentru alții dintre voi a fost o luptă să deveniți părinți, poate și acum, în aceste zile, această temă reapare cumva în viața voastră. Iar pentru alții dintre voi este o confirmare, este o concluzie la care ajungeți alături de partenerul vostru sau în ceea ce îl privește pe partenerul vostru în această lună. Pentru cei care sunteți separați, aici cumva vouă vi se schimbă traiectoria. Să știți, în această lună este momentul, sub o formă sau alta, fiecare după cum poate și își dorește, să eliminați această stare de tensiune și de așteptare, pentru că sunteți în așteptarea cuiva care nu mai vine și acest lucru vă împiedică să fiți fericiți. Este această amintire care vă stă aici prezentă, dar pe care acum o puteți înțelege și o puteți înlătura. Este acel nivel de înțelegere foarte profund și foarte înțelept că trebuie să vă schimbați viața, că nu mai puteți rămâne aici pe peron în timp ce trenuri trec pe lângă voi. Turnul. Pentru unii dintre voi poate fi separare, iar pentru alții dintre voi
Poate fi această conștientizare, pentru că Turnul este o carte bună, este o carte spirituală, că nu ați petrecut suficient timp cu ai voștri copii. Pentru alții dintre voi poate fi o chestiune legată de faptul că ai voștri copii în această lună vă spun: mama, tata, am nevoie de tine, și voi spune: sunt aici, nu, nu, mama, tata, am nevoie de tine, emoțional vorbind. Pentru alții dintre voi poate fi o ruptură, iar pentru alții dintre voi poate fi o surpriză. Puteți conștientiza că sunteți părinți. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, este o lună de purificare, de eliminare. Este o lună prin care să lăsați deoparte lucrurile toxice, ce nu vă ajută pentru a intra pe o nouă linie de destin. Și aici avem împărăteasa, vedeți, pentru că meritați. Împărăteasa Venus, aceea din Berbec, vă aduce curaj, foarte mult curaj să înțelegeți că nu sunteți voi de vină. Pentru cei care sunteți singuri, nu sunteți voi de vină, puteți avea parte pe cineva și cineva poate intra brusc în viața voastră, neașteptat. Nu vă gândeați la așa ceva. Poate fi prin intermediul unor lucruri spirituale sau pur și simplu v-ați alinia voi vibrația, vă puteți alinia, mai bine spus, voi vibrația în această lună, astfel încât să vă puteți ridica frecvența, astfel încât să întâlniți pe cineva și să fie o conexiune de suflet spirituală. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, Venus înseamnă iubire de sine, Venus înseamnă stimă de sine ridicată, Venus înseamnă pe cine iubesc sau în sfârșit mă conving dacă cineva mă iubește sau nu și dacă mă aștept sau nu. Cumva mă conving, înțeleg, odată și pentru totdeauna. Iar pentru cei care sunteți aici în cupluri, este ceva legat de maternitate, dacă vă temeți să divorțați pentru că, nu știu, v-ar fi pus la îndoială tutela. Pentru alții dintre voi este o veste șoc, surpriză, care are legătură cu maternitatea. Pentru unii dintre voi s-ar putea să descoperiți că partenerii voștri au pe altcineva și să luați o hotărâre să vă îndepărtați din această relație. Iar pentru alții dintre voi este confirmarea că partenerul sau partenera vă iubește. Și aici avem regele de monede. Cineva vine și rămâne. Este pentru cei singuri o șansă să cunoașteți pe cineva. Pentru cei care sunteți căsătoriți, este o confirmare că sunteți pe picioarele voastre sau că cineva vă apără, că cineva este aici pentru voi, că cineva este într-un parteneriat solid cu voi. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea să descoperiți că persoanele la care vă gândiți voi acum au intrat într-un parteneriat foarte stabil cu altcineva și este vremea să vă îndepărtați de acolo, din acea energie, pentru că ați rămas pe loc și nu vă face bine. Mai luăm o carte. Avertizări de furtună. Obstacole, drama și un bulgăre care se rostogolește. Este o lună prin care să ieșiți din drame, să vă îndepărtați de lucruri toxice, să nu vă mai frământați la nivel sufletesc singuri, pentru că lucrurile iau amploare prin fix viziunea voastră. Să încercați să luați lucrurile mai ușor, cu berbecul în casa a 12-a. Este o stare de iritare, dar este implozie, este interioară, deci toată furia voastră se poate vedea, puteți somatiza în sănătatea voastră și această carte vă avertizează să nu vă mai stresați pentru că riscați să vă îmbolnăviți. Pe de altă parte, această furtună este provocată de Uranus în conjuncție cu Jupiter, care vă spune: dacă tu nu te iubești, nimeni nu te iubește. Dacă tu te iubești, toată lumea te iubește. Și răscruce de drumuri, o lună foarte importantă pentru voi și plină de alegeri în funcție de ceea ce veți simți voi. În sufletul vostru veți resimți și la nivel de relații. Aveți mai multe opțiuni în această lună, se pot întâmpla mult mai multe lucruri. Pentru unii dintre voi este ieșirea din confuzie, vă aflați răspunsurile, cineva ia o hotărâre poate în ceea ce vă privește, iar pentru alții dintre voi este propria voastră decizie despre cum se pot desfășura lucrurile în relația voastră de acum înainte. Iubire. Decizii care au legătură cu relațiile voastre, decizii care au legătură cu partenerii voștri de viață sau decizii ca în sfârșit să renunți la orice fel de așteptare, să trăiesc o viață frumoasă pentru că știu că cineva va intra în viața mea la momentul potrivit. La nivel de plan material, 8 de bâte ne vorbește despre foarte multă activitate în zona aceasta, financiară, în zona serviciului.
Fie sunt drumuri, fie sunt gânduri, fie sunt idei pe care le aveți, către care vă uitați, dorințe pe care le aveți și vreți să le puneți în practică. Acesta este un moment foarte bun să faceți aceste lucruri, însă singurul vostru impediment aici sunt propriile voastre gânduri. Dacă vă îndoiți de aceste lucruri, veți materializa îndoială. Vorbim aici despre poate stresul unui fost loc de muncă sau vreți să vă schimbați locul de muncă pentru că la locul actual de muncă sunteți foarte stresați. Pentru alții dintre voi vorbim despre o a doua șansă, despre o a doua încercare. Vreți să faceți ceva, nu va ieși din prima, acum este momentul să puneți în practică și să vă folosiți toată experiența voastră și tot know-how-ul, toate cunoștințele voastre de până acum pentru a da drumul acestui circuit de evenimente, pentru că se poate realiza, lucruri bune pot veni aici către voi. Mai poate fi vorba aici despre faptul că voi materializați în fiecare minut. Voi aveți acum niște lucruri în derulare, niște evenimente în desfășurare. Doar că nu sunteți conștienți de faptul că sunteți într-o zonă poate negativă sau foarte stresați și aceste afirmații pe care le faceți sau aceste gânduri care sunt predominante în mentalul vostru acum vă creează o realitate care poate vă displace. Atenție la aceste lucruri, pentru că dacă vă schimbați tiparul gândurilor, veți materializa și ceea ce vă doriți voi de fapt cu adevărat. Avem în alta preoteasă. Nu știu cum merge, nu știu cum merge și sunt poate stresat din cauza că nu îmi ies lucrurile sau că nu pot anticipa niște situații. Încercați să nu le anticipați. Pentru alții dintre voi sunt niște detalii care fie v-au scăpat din vedere sau pe care acum le puteți afla, informații care înainte au fost departe de voi și în această lună puteți trage o concluzie finală. Aflați niște lucruri care vă ajută. Temperanța. Temperanța este ce e val, cavalul trece. Lăsați lucrurile astea să treacă pe lângă voi sau încercați să gândiți echilibrat, încercați să puneți în balanță pro și contra. Această lună pentru voi va fi despre pro și contra. Casă, serviciu, copii, serviciu. Cavalerul de spade. Evenimente care se pot petrece foarte rapid. Cursuri, activități în natură. Să ieșiți mai mult sau este vorba despre niște drumuri pe distanțe scurte pe care le tot faceți, pentru care vă stresați, dar stresul acesta să știți că este destul de inutil sau poate nejustificat, îi dați voi o amploare mai mare decât ar trebui. Și 4 de băte, aveți reușită. Aici este un parteneriat, este o sărbătoare, este o petrecere, poate petrecerea, aniversarea vreunui copil, poate o scurtă vacanță pe care o puteți lua sau suferiți pentru că nu sunteți în țara voastră natală și ați vrea să revizitați locurile natale, dar vă împiedică niște lucruri anume. Pentru alții dintre voi sunt vești despre o căsătorie, sunt chestiuni care au legătură cu relația voastră, care trebuie acum discutate și nu mai pot fi amânate. Să vedem mai departe. Nu prea știu ce să fac. Am emoțiile blocate, mă simt puțin dat peste cap, simt că nu am o cale de ieșire. Aveți și această lună vă va ajuta prin conjuncția lui Uranus și a lui Jupiter, care vă spune, te redefinești. Hai că poți, este acum ori niciodată. Lasă lucrurile astea să treacă sau înțelege că e doar o perioadă de timp. Peste 10 ani când te vei uita înapoi, lucrurile nu vor mai avea intensitatea de acum, amploarea de acum. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre căsătoria voastră. Poate fi o moștenire aici pe care o puteți primi. Și breaking point, punct de cotitură, limita. Ceva a ajuns la o finalitate și voi trebuie să faceți un pas înainte pentru că, uite, sunteți copleșiți. Da, sunteți copleșiți. Este o lună prin care să luați niște decizii importante care au legătură cu planul vostru material, financiar sau cu viața voastră la nivel de rutină. Ce faceți voi în fiecare zi alături de cine sunteți, pentru că toate acele lucruri vă afectează, să știți, la nivel mental, la nivel emoțional, la nivel de corp fizic și shift, ca și la berbec, schimbarea. Trebuie să facem o schimbare. O schimbare se petrece aici pentru Taur. Și la nivel material și la nivel de relații. Ce schimb? Ce trebuie să schimb? Pentru că acesta este momentul.
La nivel de plan emoțional aici avem 9 de spade. Pentru unii dintre voi stresul acesta vă provoacă iritație. Vedeți, este ca o urticarie. Sunt senzații la nivel de piele, dar care au legătură cu anxietatea de separare. Pentru alții dintre voi, insomnie. Poate avea legătură cu glandele suprarenale, cu ceva legat de stomac, cu o stare de tensiune. 8 de monede, cu serviciul vostru, cu banii. Cu faptul că poate faceți singuri niște lucruri și ați obosit, sunteți copleșiți de lucrurile pe care le duceți voi în spate. Unora dintre voi nu vă aparțin aceste lucruri, sunt preluate cumva transgenerațional. 7 de monede. În ce investesc? Dacă investiți în stres, să știți că stres veți primi. Unii dintre voi trebuie să faceți un pas înapoi. Poate ați ajuns în vârful muntelui și acum, pentru că trebuie să înțelegeți cum coborâți de acolo sau pentru ca această coborâre să nu fie abruptă, trebuie să vă luați timp de gândire. Pentru unii dintre voi, această lună va fi despre timp de gândire. Ce fac cu viața mea? 8 de cupe. Către ce mă îndrept? Pentru că veți fi ghidați de euul vostru supraconștient. Cumva sufletul vă spune, dar s-ar putea unii dintre voi să opuneți rezistență. Și luna. Da, unii dintre voi nu vreți să acceptați o situație, iar această lună vă arată calea. Calea, și calea vine prin minte limpede. Veți avea o revelație despre cum, când și unde să fiți și alături de cine. Pentru alții dintre voi este ceva legat de mașina voastră, bani pentru mașină. Aveți nevoie de niște acte, trebuie să semnați niște acte. Este aici o propunere care pe unii dintre voi s-ar putea să vă dezavantajeze, iar pe alții dintre voi s-ar putea să vă avantajeze. Este vorba despre lucruri concrete pe care în această lună este important să le faceți, să deveniți conștienți de viața voastră, pentru că ea este pentru unii dintre voi pe pilot automat, dar acest lucru vă produce stres. Iar stresul s-a dovedit a fi cauza foarte multor afecțiuni medicale, afecțiuni la nivel de sănătate și vă blocați cumva. Pentru alții dintre voi este remiză. Batem palma, ne înțelegem și rămânem la acest acord. Este vorba despre cât dai și cât primești. Și aici avem Venus în berbec, care vă ajută să luați deciziile potrivite și vă dă încredere în voi înși vă. Pentru că puteți să vă descurcați, puteți să fiți independenți, vă puteți recâștiga autonomia, practic independența. Este o lună abundentă la nivel financiar, este o lună prin care vă puteți reveni la nivel emoțional, este o lună prin care puteți câștiga, deși acesta este un acord de egalitate. Talismanele. A venit timpul. Și poate unii dintre voi refuzați acest lucru, sunt niște evenimente care se petrec în viața voastră și uite, voi rulați aceeași peliculă, sunteți în aceeași situație, în același serial, dar câteodată trebuie să închidem televizorul. Este vorba despre o închidere de ciclu pe care nu mai puteți amâna, este o situație pe care trebuie să o rezolvați acum. Uite, închiderea de ciclu, dar pe termen lung lucrurile vor fi bune pentru voi. Agitația din exterior vă aduce foarte mult stres. Este important să vă liniștiți și să priviți în sufletul vostru. Pentru alții dintre voi este în sfârșit acea declarație, în sfârșit acum știu ce am de făcut sau cine mă iubește sau cineva vă spune. Ieșiți dintr-un conflict, dintr-o situație complicată și foarte complicată cu cineva, gata cu drama. Sau, oricât de mult te-aș iubi, oricât de mult ai conta pentru mine, drumurile noastre se opresc aici. Pentru alții dintre voi este o mutare, o relocare de care vă este teamă, dar care nu vă face rău. Este doar o ieșire din zona de confort. Atenție la sănătate, atenție la piele uscată, atenție la gât uscat, atenție la hidratare.
Uite, bucurie, șansă pe care o veți avea, sau acesta este momentul în care să luați o hotărâre și sufletul vostru vă îndeamnă către ce să mergeți, și abundența, schimbarea de care aveți nevoie. Dar această schimbare este activată de voi și de voința voastră, altminteri totul rămâne la nivel de predispoziție. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, vă urez la mulți ani celor care vă sărbătoriți ziua de naștere în luna aprilie, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!